Paturile destinate tratării pacienților infectați cu SARS-CoV-2 la Spitalul Suport COVID de la Caracal sunt în mare parte neocupate în ultima perioadă, în urma scăderii numărului de persoane diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2. Așa se face că la acest moment mai puțin de 15% dintre locurile destinate acestei categorii de pacienți, dar și suspecților COVID, sunt ocupate. În momentul de față avem 9 paturi ocupate, deci sunt 9 la ATI. 8 pacienți pozitivi în cadrul ATI-ului și un pacient non-COVID. Iar pacienți pozitivi cu infecție COVID în momentul de față avem 28, suspecți 0, pacienți non-COVID 17. Acești pacienți non-COVID sunt la secția infecțioasă. Situația este asemănătoare și la spitalul din Slatina. Aici numărul persoanelor internate în ultimele 2 săptămâni a scăzut simțitor. Din fericire, în ultima perioadă, și vorbim de ultimele 2 săptămâni, cazurile sunt din ce în ce mai puține. Azi dimineața aveam 26 de pacienți confirmați și cu 13 suspecți, 7, dintre care 7 sunt la terapie intensivă. Zic că s-a mai relaxat în perioada asta, probabil ne așteptăm la o ușoară creștere după ca urmare a sărbătorilor de Paște, dar să sperăm că vaccinarea va merge cât mai bine și lucrurile se vor normaliza. În Olt, de mai bine de 2 săptămâni, media persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 care au necesitat internare a fost de 50 de pacienți. O scădere importantă s-a înregistrat și în cazurile grave. În ultimele 12 ore, la nivelul județului Olt, există 52 de paturi ocupate cu pacienți confirmați cu infecția COVID-19. Dintre aceștia putem spune că 14 persoane sunt internate în secțiile de terapie intensivă. Avem și cazuri de persoane suspecte în momentul de față în spitalele din județ? Da. La nivelul județului Olt, în cele 4 spitale, Slatina, Caracal, Corabia și Balș, avem și cazuri internate în saloanele de suspecți pentru infecția COVID-19. Care este capacitatea de tratare a acestor pacienți la nivelul unităților medicale din Olt? Capacitatea de tratare a cazurilor confirmate cu infecția SARS-CoV-2 la nivelul județului Olt este de 283 de paturi, dintre care putem spune că pe lângă acestea mai avem peste 60 de paturi și pentru cazurile suspecte. Astăzi, autoritățile au anunțat doar 22 de cazuri de noi infectări pentru ultimele 24 de ore. De la debutul pandemiei, aproape 14.500 de olteni s-au infectat cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, peste 13.700 s-au vindecat, iar 367 au murit.